Salonul are ca scop prezentarea invențiilor cadrelor didactice și studenților din Dunărea, din Universitatea Dunărea de Jos și a invențiilor realizate de alte instituții din țară, de companii din țară și din străinătate. În premieră, în Urbea de la Dunăre, se organizează Salonul Cercetării și Inovării UGAL Invent. Prima ediție vine cu peste 120 de exponate a mai multor instituții din țară, dar și din Galați. O astfel de manifestare este ca un târg, pentru că invențiile nu trebuie să rămână în sertare, trebuie să fie implementate de industrie. Aceasta este cheia succesului, iar la nivelul Uniunii Europene sunt programe speciale dedicate inovării. Din partea Universității Dunărea de Jos participă profesorul dr. Inginer Anca Nicolau, prorector al Facultății de Știință Inginerie Alimentare și profesorul dr. Inginer Cătălin Fetecău, decan al Facultății de Inginerie. Universitatea Dunărea de Jos din Galați participă cu 13 brevete, 10 propuneri de brevete, 37 de cercetări. Este important că la acest eveniment participă și Forul Inventatorilor Români, care va acorda și două trofee. Prin acest proiect, procesul inovativ a fost stimulat. Cercetările vor fi prezentate sub formă de postere și brevete, iar cele mai bune invenții vor fi premiate. Ne-am dorit ca acest salon să fie un eveniment în viața orașului și bănuiesc că la anul și primăria Galațiului se va implica mai mult în această activitate și va fi mult mai aproape de universitatea noastră. Nu spun că n-a făcut-o până acum, dar la evenimentul acesta avem aproape Camera de Comerț și Industrie prin domnul Dan Lilion Gogoncea și de asemenea reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii. Este bine ca autoritățile să sprijine atât cât pot, chiar și financiar, un eveniment local care încearcă să atragă atenția asupra cercetărilor realizate într-una dintre cele mai performante universități, cel puțin din zona de sud-est.